Federația Română de Fotbal, în colaborare cu cei de la UEFA, cu domnul Domer, care răspunde de programul acesta de pregătire la nivel european, ne-am hotărât, începând cu anul trecut, să adoptăm mai multe teste. Unul dintre ele este acest VAMEVAL, să le introducem la loturile noastre naționale. Este un test foarte important pentru antrenorii noștri, pentru că ei se confruntă cu o problemă de nivel de pregătire care este foarte, foarte eterogen. Vă dați seama că vin jucători din campionate care nu întrerup în perioada de iarnă, vin jucători de la care sunt la divizia C, care încep programul foarte, foarte târziu, divizia B într-un nivel mediu. Cei din prima ligă încep foarte devreme și este foarte bine pentru antrenori, pentru preparatorii fizici. Este un indicator foarte bun în ceea ce privește minutele pe care trebuie să le aloce fiecărui jucător. Vă dați seama că știind că ai un jucător mai pregătit, poți să-i dai mai multe minute fără riscul de a-l accidenta. Altfel, ești tentat să-i dai unui jucător în care ai încredere sau pe care vrei să-l testezi, dar el să nu aibă un nivel adecvat de pregătire și să-ți dea o impresie greșită, să nu aibă un joc cu un randament care să te satisfacă și să fii tentat să pui o ștampilă care să fie la un moment dat eronată. Deci, din punctul nostru de vedere, este un test important, cum sunt și celelalte de altfel. O perioadă bună de timp, există o relație foarte strânsă între selecționerii noștri și antrenorii de la cluburi. În momentul în care noi venim, sunt date care ne parvin despre acești jucători. De asemenea, dăm înapoi către cluburi aceste date, inclusiv aceste rezultate de la teste vor fi transmise către antrenorii de la care luăm jucătorii. O astfel de relație este esențială, pentru că vă dați seama, fiind foarte mulți jucători și întinși pe toată suprafața Europei, o relație de acest gen te ajută să știi cum au evoluat jucătorii, câte minute, la ce nivel, randament, care sunt problemele. Este foarte importantă o astfel de relație. Calificarea lor vine în contextul în care noi, ca federație, am avut un an de excepție. Deci toate loturile care au avut turnee de calificare, toate s-au calificat. Deci pentru loturile noastre naționale a fost un an de excepție, fără teama de a greși. Este greu să egaleze această performanță. Ce au reușit băieții aceștia ai lui Daniel Mogoșanu este o performanță deosebită. Pe mine ar fi un bonus. Să nu uităm că prima condiție pentru oricare dintre loturile noastre este să dea jucători către echipa națională. Aceasta este prima condiție. Dar cred că grupul celor de la U17 al lui Daniel Mogoșanu, cred că sunt un lot care pot să obțină mai mult. Da, sunt mulțumit de rezultatul testului VAMEVAL de astăzi. În mare parte, majoritatea jucătorilor care compun acest grup au avut niște indicatori destul de buni astăzi la testul VAMEVAL. Este un turneu foarte important, turneul din Spania. Vom avea trei jocuri amicale cu Suedia, cu Norvegia și cu Cehia. Foarte important faptul că va fi un turneu de simulare. Vom încerca să simulăm turneul de calificare. Din păcate, nu am putut aduce toți jucătorii de care am nevoie. Este vorba de jucători de Iani Stoica și de Alexi Pitu, care se află în acest moment în loturile echipelor de Liga 1, care vor începe jocurile oficiale chiar începând de astăzi, și de capitanul echipei Drăgușin și portarul Sava de la Juventus Torino, care nu au primit aprobare de a părăsi, dacă vreți, cantonamentul de pregătire. Adevărat, sunt grupa noastră, după cum știți, face parte Italia, Austria și Turcia. Sunt echipe cu un nivel valoric ridicat, aș putea spune, dar lucrul ăsta nu ne sperie.
Am urmărit în toată această perioadă după ce am aflat echipele. Am reușit să-mi fac o impresie despre ceea ce pot. Eu, din punctul meu de vedere, sunt încrezător în ceea ce urmează, pentru că sunt convins că vom avea șanse de a ne califica. În mare parte, chiar având o vârstă foarte fragedă, împlinit 16 ani anul trecut, mare parte dintre ei s-au pregătit cu echipele de Liga 1 și aș nominaliza aici. La Academia Hagi, Munteanu, Pitu, Grosu, în cantonament cu echipa mare, FCSB Perianu, în cantonament cu echipa mare, deja de foarte devreme, Stoica, Iani Stoica, transferat de curând la Călăraș, cu echipa mare, Ștefanovici, iar un lucru important, o apariție nouă, cu CSM Seiaș, în cantonamentul echipei mari. Da, și în discuțiile pe care am avut individuale cu ei, cu siguranță că modul cum se lucrează la Juventus sau la Mainz, unde sunt o parte din jucătorii care se află în străinătate, nivelul este destul de ridicat și asta nu poate decât să ne ajute pe noi în cadrul echipei naționale în momentul când ei vin la echipa națională. Încrezător și sunt convins că vor da totul pentru a reuși să ne calificăm. Am observat și, dacă vreți, în turneul din Ungaria, mobilizarea, atitudinea lor a fost exemplară. Exemplară și am reușit să ne calificăm. De aceea nu sunt convins că nu vor avea teamă de adversari, faptul că se cheamă Austria, faptul că se cheamă Italia sau Turcia. Eu sunt convins că vor da tot ce au mai bun și se vor bate pentru a reuși să ne calificăm.